Bun găsit! Propunerea majorității parlamentare la funcția de premier, Mariana Durleșteanu, a venit cu prima declarație publică după ce candidatura sa nu a fost acceptată de președintele Maia Sandu. Durleșteanu a subliniat că este o persoană apolitică și că a acceptat să fie propusă la funcția de premier pentru a contribui la depășirea crizei economice și politice din Moldova. Într-o postare pe Facebook, Mariana Durleșteanu a menționat că și-a dat acordul să fie nominalizată la șefia guvernului pentru a pune umărul la eradicarea sărăciei, gestionarea crizei pandemice, implementarea proiectelor investiționale și readucerea diasporei acasă. Mariana Durleșteanu a precizat că înțelege prin ce trec cetățenii moldoveni, indiferent unde se află. Ea a mai menționat că Moldova are nevoie de un program cu Fondul Monetar Internațional și cu alți parteneri. Joi, Partidul Socialiștilor a propus-o pe Mariana Durleșteanu pentru funcția de premier și a anunțat că 54 de deputați PSRM ai Platformei pentru Moldova, precum și 3 parlamentari neafiliați, au semnat în susținerea acesteia. Totuși, președintele Maia Sandu a respins această candidatură. Mariana Durleșteanu a fost anterior ministru al finanțelor și ambasador al Republicii Moldova în Marea Britanie. Durleșteanu a mai activat în calitate de senior bancar la Banca Europeană de Reconstrucție și Dezvoltare, fiind responsabilă de instituțiile financiare din Belarus, Moldova și Turcia.